la adunarea generală a Centrului de Afaceri Transilvania. În această seară vom avea un program foarte bogat. Sper să nu vă rețin prea mult cu partea birocratică a ședinței noastre. Seara va debuta cu un raport pe care domnul director general Mircea Podoca vi va prezenta și care se referă la activitatea pe care am desfășurat-o în 1996 și elemente din bilanțul pentru acest an. Și, de asemenea, în partea a doua o să încercăm să vă prezentăm programul de acțiuni pentru anul viitor și bugetul pentru anul viitor. Seara va continua cu o prezentare de excepție a filmei Genetip. Domnul Jeler este lângă mine. Așa, mulțumesc. Iar în partea a treia a programului nostru vom avea plăcerea să avem ca oaspeți Bursa Transilvană împreună cu principalii anglosiști din Cluj și din Transilvania, care vor veni mai târziu, pe la ora 8:30, pentru a vă prezenta Centrul Comercial Transilvania, care urmează să fie deschis pe data de 1 martie. După care, sigur, vom avea tradiționalul nostru parte, urmat de o seară plăcută pe care ne va oferi-o domnul Casian, care este gazda noastră și patronul firmei SAN și a discotecii unde ne aflăm. Deci, vă rog să permiteți să-i dau microfonul Mircea Podoca, director general CAT-ului, să vă prezinte foarte pe scurt activitatea pe 96, urmând ca să aveți comentarii vis-a-vis de acest lucru și, sigur, membrii Centrului de Afaceri Transilvania o să-i rog să voteze pentru sau contra activității pe care am desfășurat-o. Mircea, te rog. Mulțumesc, bună seara. Am să dau citire raportului de activitate pe 96, raport care fiecare membru al Centrului de Afaceri Transilvania l-a primit prin poștă. Centrul de Afaceri Transilvania și-a continuat dezvoltarea susținută în anul 96, realizând constant obiectivele și funcțiile sale cuprinse în statutul și regulamentul de funcționare. Numărul membrilor Centrului de Afaceri Transilvania a crescut de la 295 în 1995 la 470 în 1996. Au fost deschise 8 filiale ale Centrului de Afaceri în orașele Transilvania, însumând 243 de membri și s-au declanșat demersurile pentru alte orașe din zonă. Programul de acțiune și bugetul pentru 96 aprobat de adunarea generală din 18 martie 96 au fost îndeplinite, cu toate că asistența nerambursabilă externă a fost extrem de redusă. S-au solicitat fonduri pentru finanțarea 15 proiecte prioritare de dezvoltare locală și a firmelor CAT în valoare de 900.000 de dolari. Dar singurul grant este cel de 53.000 de dolari primit din partea SAIP Washington, căruia îi rămânem profund recunoscători. Au fost realizate 94 de acțiuni pe plan intern și internațional, în care au fost implicate 470 de firme membre, a căror valoare este de 1020,7 milioane lei, din care 877,6 milioane lei se regăsește în bugetul Centrului de Afaceri Transilvania, iar valoarea de 143 milioane lei în colaborarea fructuoasă cu firmele participante. Prin misiunile economice în SUA, Japonia, Hong Kong, Thailanda, Africa de Sud, Danemarca, Franța, Belgia și cursurile de pregătire NCUW, Olanda, Norcur, Danemarca, au fost mobilizate sume reprezentând o valoare de 443.800 dolari. Acțiunile realizate, valoarea lor și persoanele care au răspuns de succesul înregistrat sunt prezentate în anexă la prezentul raport. Din datele preliminare ale activității pe 96 rezultă următoarele valori. Venituri. Din activități economice, 28,6 milioane lei, proprii, 396 milioane lei, grant site, 108,1 milioane lei, filiale Centrul de Afaceri Transilvania, 344,8 milioane lei, total 877,6 milioane lei.
cheltuie din activități economice 17,9 milioane lei, activități proprii și dotări 400,1 milioane lei, filiale Centru de Afaceri Transilvania 329 milioane lei, total 749,1 milioane lei. Suma de 128,5 milioane lei este nerealizată, urmând ca în primul trimestru al anului 96 să fie recuperată. Rezultatele obținute, care reprezintă o creștere a activității de 72,8% față de 95, sunt rodul muncii persoane pasionate și competente a celor 13 angajați ai Centrului de Afaceri Transilvania. Aș dori să prezint personalul Centrului de Afaceri Transilvania. Departamentul de Dezvoltare, Daniel Bleșniță, Viorica Matiș, student SPEC. Departamentul Relații, Mariana Dan, Emil Zasturska. Departamentul Consulting, Amalia Rus, Simona Vlad. Departamentul Administrație, Ramona Țifra, Teodor Ardelean, Adrian Vlaic, Corina Țăgurean. Precum și acelor 8 directori de filiale ale Centrului de Afaceri Transilvania. De la Alba Iulia, Gheorghe Danciu, Baia Mare, Cristian Ieremia, Bistrița, Constantin Marcu, Deva, Flavia Arșoi, Năsăud Radu Dobra, Oradia Marcel Tarța, Turda Cristian Matei, Zalău Ioan Mureșan. Dorim să aducem cald de mulțumim tuturor membrilor Centrului de Afaceri Transilvania, donatorilor din SUA, Olanda și Danemarca, conducerii și personalului departamentelor și filialelor pentru sprijinul acordat și efortul pe care l-a depus pentru ca astăzi asociația noastră să se numere printre cele mai importante organizații non-profit, neguvernamentale, apolitice și independente din țară, cu recunoaștere pe plan intern și internațional. În continuare, dau cuvântul domnului președinte Radu Mleșniță pentru a prezenta programul pe 97 ce și-a propus Centrul de Afaceri Transilvania. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fodoca. Dacă îmi permiteți, v-aș supune atenției următoarea procedură. Să continuăm cu prezentarea programului de acțiuni și a bugetului pe 97, urmând ca dintre dumneavoastră să ia cuvântul cei care doresc să facă referire atât la raport cât și la program. Dacă sunteți de acord cu această procedură. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. În continuare am să vă prezint programul de acțiuni și bugetul pe 97. Centrul de Afaceri Transilvania s-a constituit în 1992 prin grija și efortul a 23 de firme clujene fondatoare, considerat anul consacrării locale. Anul 1993 este considerat anul consacrării regionale, iar 1994 s-a definit ca și an al consacrării naționale. 1995 a fost caracterizat ca și an al consacrării europene, pentru ca 1996 să reprezinte perioada cea mai de succes a CAT-ului, anul consacrării și recunoașterii internaționale. Pentru 1997 am considerat că acest an să-l denumim anul comunicațiilor directe. Chiar din prima lună, ianuarie, s-a realizat introducerea serviciilor de comunicații prin televiziune, prin cablu, acces direct la internet pentru membrii Centrului de Afaceri și pentru abonații la aceste rețele. S-a inaugurat primul internet cafe la Discoteca Atlantic și suntem în curs cu definitivarea unui studio comun de televiziune, TV Cablu, Portal, Seltron, Ancien, care va produce programe comune pentru Cluj și pentru zona din area noastră. De asemenea, s-au pus bazele unei companii care se va numi Transilvania Web Factory și care va asigura publicitate la nivelul înaltelor tehnologii de producere a paginilor web și lansarea lor pe internet printr-un program denumit Cat Catalog 97. Pe linia dezvoltării comunicațiilor directe sunt prevăzute în continuare 10 misiuni economice în străinătate, ce vor fi organizate în colaborare cu Ministerul Comerțului, precum și cu companiile membre ale Centrului de Afaceri Transilvania.
CAP va continua să susțină autoritățile locale pentru realizarea proiectului prioritar pentru noi, Aeroport Internațional Zonă Liberă Cluj-Napoca, ce va lega direct și eficient comunitatea noastră cu partenerii din diferite țări. În bugetul pentru 1997 s-au prevăzut fonduri importante pentru dezvoltare, dotare și asistență, în principal pe baza atât a efortului membrilor noștri, dar în special prin obținerea de granturi din partea unor organizații internaționale cu care suntem acum în contact și care ne-au dat asigurări și promisiuni ferme că aceste fonduri vor veni la Cluj. În primul rând, vom dezvolta programul Parteneriat Internațional, Piața Comună, Transilvania Investment Forum, Centrul Studențesc de Plasament, programul CAT Training Center și, de asemenea, cel mai plăcut program pe care suntem și acum împreună, CAT Club. Pentru 1997, de asemenea, s-a proiectat deschiderea de filiale, circa 13 filiale vor fi deschise în orașele transilvane, în principalele orașe, cât și în general în orașele mici, unde în general nu se întâmplă nimic și va trebui să-i ajutăm și pe cei din aceste orașe mici să se dezvolte pe cât posibil la nivelul centrelor de județ. În cursul lunii aprilie se va semna un acord de colaborare între toate centrele de afaceri transilvane, care începând din acest an vor deveni independente. Și în felul acesta vom reuși să conectăm mai bine comunitatea de afaceri clujană cu celelalte comunități din jurul nostru. Urmând dinamica asocierii de noi membri, se estimează ca până la finele anului 1997 să avem peste 1000 de firme asociate la programele noastre, în principal firme care sunt în momentul acesta în curs de privatizare prin diferite metode. De asemenea, s-a luat în considerare o creștere a calității serviciilor pe care dorim să le oferim membrilor noștri și dezvoltarea unor activități generatoare de fonduri proprii care să diminueze eventual contribuțiile fiecărui membru, iar CAT-ul să devină un NGO, o organizație non-profit care să se poată autosusține. În programul pentru anul viitor am prevăzut 2,5 miliarde de lei în buget, iar extrabugetar vor fi aproximativ 340.000 de dolari. La întocmirea acestui program au contribuit șefii de departamente Mariana Dan, Amalia Rus, Ramona Țifra și Teodora Ardelean, cărora le mulțumesc. Detalii cu privire la acest program le găsiți la masa secretariatului, dacă doriți eventual să le examinați și poate dacă unii dintre noi să nu le-au primit în mod detaliat prin poștă. Deci asta ar fi sinteza rapoartelor. Raportul este foarte mare, vreau să spun că are vreo 7-8 anexe. Pentru fiecare departament sunt cuprinse acțiuni concrete cu termene și de asemenea evaluate la costurile pe care noi ne vom încerca să le atingem. În continuare, aș dori să invit dintre membrii Centrului de Afaceri Transilvania, dacă este cineva care ar dori să ne asiste, să ia cuvântul pe marginea raportului și a programului. Sau, bineînțeles, dacă aveți propuneri, mai ales critici ne interesează, pentru că numai așa ne vom putea îmbunătăți activitatea, dacă vom avea cât mai multe opinii critice vis-a-vis de ceea ce noi întreprindem. Dacă dorește cineva să ne acompanieze, ne faceți sarcina foarte ușoară, pentru că va trebui să vă supunem la vot, nu știu cum să caracterizăm activitatea foarte proastă, ne puteți să spun bună și foarte
sau interesante. Mulțumesc, Gicu, m-ai ajutat. Totuși vom consemna în procesul verbal că este o opinie că a fost interesantă. Deci dacă nu există recomandări sau luări de cuvânt, o să-mi permiteți să vă cer acordul. Deci dacă sunteți de acord cu raportul și cu programul prezentat. Cine este pentru... Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă... Dacă se abține cineva... Vă mulțumesc. Se abține. Cine se abține? Se abține cineva? Da. Mulțumesc. Deci cu o abținere, mulțumesc mult. Deci în continuare, pentru că partea, să spun așa, formală a întâlnirii noastre am epuizat-o, vă rog să-mi permiteți ca să facem o scurtă pauză de câteva minute, să serviți din băuturile pe care ne le oferă discoteca San, urmând ca în jurul orei 8 să-l rog pe domnul Jeler să ne prezinte produsele sale, o nouă pauză, iar în jurul orei 8:30, când va veni Bursa Transilvană cu musafirii bursei, să intrăm în partea a treia a programului. Vă mulțumesc! Directorul general al firmei Eurohouse, care împreună cu Bursa Transilvană și cu Nabocom a deschis o rețea de centre comerciale, vorba de centrele comerciale Eurohouse, iar în Cluj este vorba de centrul comercial Transilvania, situat în Someșeni, Aurel Vlaicu 12, vis-a-vis de Europa. Nu o să insist prea mult în seara asta, ne-am adunat aici pentru a sărbători și pentru a ne mai descrieți frunțele în terapia de șoc la care suntem supuși. O să rog secretarele să vă înmâneze un material privind rețeaua noastră de centre comerciale. Este vorba de 14 județe în care avem centre comerciale. Și eu, în câteva minute, o să vă spun câteva cuvinte. Deci, centrul comercial din 900 de standuri expoziționale la cel mai înalt nivel calitativ din țară. Respectiv, materialul de construcție este alumină, knauf, baza este și de zi și de noapte, parcare proprie, rețea telefonică, care momentan nu e montată, dar se rezolvă. Centru informațional, fast food-ul, grupuri sociale și tot ceea ce e necesar pentru un comerț. Vreau să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră la deschiderea oficială a centrului, care are loc sâmbătă la ora 11, deci la un cocktail. Sâmbătă la ora 11, veți primi invitațiile tot de la secretar. Cocktailul ce se va desfășura la centru comercial și la care vor fi invitate mai multe personalități alături de mass media, inclusiv ProTV-ul Cluj. Închei prin a vă menționa că suntem o firmă privată, suntem o firmă din Cluj și suntem dispuși pentru orice fel de afaceri cu dumneavoastră. Nu numai să avem la dispoziție un stand expozițional într-un cadru organizat și într-un ambient, spunem noi, bun, chiar mai mult decât satisfăcător, ci și vă propunem afaceri de reprezentanță în toată țara, reprezentanță, distribuție, privind de toate aceste centre. Serviciile pe care le oferim sunt într-o... Rec, nu? Da. Lasă. Acum filmează. Acum apeși.